Hey guys, deci astăzi vă voi arăta cum am făcut eu mouse testul acesta. Uitați, deci mai întâi cu pisica. Pisica e așa. Logo-ul e așa. Statul are mult cod. Bautul și ăsta are foarte mult cod. L-am făcut pe acesta. Vedeți user-ul meu aici. Sunt la mama 8.0 și uitați, avem aici, avem aici credite, acțiune, trofee get. Deci acestea sunt trofeele profesionale care le-am eu. Și stai back to menu. Uitați, o previzualizare acestui joc. Uitați. Și uitați ce problemă are acest joc. Dacă îi dați star când este sins, nu face nimic. Uitați un singur lucru secret care voi trebuie să știți la acest joc. Când îi dați back to menu, apăsați și va faceți așa, vi se blochează jocul și după aceea trebuie să îi dați din nou pe green flag ca să îi dați star. Și acum merge. Deci este codul meu. Băi și fete, ăsta este codul meu gigant. Deci, în prima zi am făcut ăsta cu statul, fără back to menu și fără baltul ăsta. Sau credeți. Ăsta l-am făcut. Uitați, deci, al doilea upgrade a fost ăsta cu baltul. Al treilea upgrade a fost ăsta cu back to menu. Și ultimul upgrade, ăsta cu trofeele. Nu mai fac niciun upgrade la acest lucru. Că o să le placă și alții dacă vreau să vadă asta. Dar să voi să știți că jocul este frumos. Nu-i mai dau safe că oricum voi doar vedeți ce scod și acesta este bun. Da, deci dacă îi dau save to your computer, îmi salvează ăsta și dacă îi dau din nou save, caută fișier de la computer, de unde l-am descărcat și după aia îi dau save cu datele. Mulțumesc că ați